Astăzi ne-am adunat aici pentru a celebra un eveniment deosebit. 25 de ani de la lansarea Bisericii Emanuel. Un timp de bucurie și de multă recunoștință. Un timp în care privim în urmă la credincioșia lui Dumnezeu și privim în viitor anticipând ceea ce el urmează să facă. Pentru comunitatea noastră de credință, Biserica Creștină Emanuel. Astăzi este o sărbătoare dublă. În timp ce sărbătorim cei 25 de ani de la deschiderea acestei biserici, tot astăzi, împreună cu comunitatea creștină din țara asta, celebrăm ziua 50.000, ziua revărsării Duhului Sfânt peste cei 120, nașterea Bisericii Domnului nostru Isus Hristos. Nimic n-a fost în stare să oprească din dezvoltarea și impactul bisericii nicio filozofie, ideologie, nicio prigoană, nicio dictatură, nici o formă de păgânism sau ateism nu au putut opri de-a lungul celor 2000 de ani expansiunea bisericii Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce își zidește biserica este cel care a murit pentru ea și care a spus, eu îmi voi zidi biserica și porțile locuinței morților nu o vor putea birui. Da? Tot El, Iisus Hristos, odată ce a ajuns la Tatăl, după înălțare, a turnat Duhul Său cel Sfânt, pentru ca mărturia Evangheliei pornită de la, de la Ierusalim să ajungă până la marginile pământului. Dar în timp ce ne uităm la biserica universală care cuprinde pe toți credincioșii care au fost mântuiți prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, necontând locul, perioada istorică în care au trăit, ne oprim la biserica locală, la adunarea credincioșilor care vin împreună săptămână de săptămână în același loc. De data aceasta, biserica Emanuel care de 25 de ani se strânge în locul acesta. Dar am fost binecuvântați de Dumnezeu de-a lungul acestor ani. Când te uiți la Biserica Primară, Biserica care se naște în Ierusalim, nu ai cum să nu vezi entuziasmul molipsitor al acestei biserici. Și atât că. Pe măsură ce citești Cartea Faptele Apostolilor, descoperi o biserică care se dezvoltă calitativ, adică membrii ei se maturizează spiritual în timp ce umblă cu Domnul, dar în același timp este o biserică care crește cantitativ, crește numeric. Și sigur, și în biserica noastră lucrurile se întâmplă într-un mod asemănător. Dar ne-am maturizat. Eu sper și cred că suntem mult mai înțelepți decât acum 25 de ani. Dar în același timp, bisericii acesteia li s-au adăugat mulți credincioși. Au venit unii prin faptul că s-au născut în familiile de credincioși, alții s-au mutat din alte localități sau din alte biserici spre noi. Dar cei mai mulți dintre cei care s-au adăugat bisericii sunt oameni care s-au născut din nou, au experimentat schimbarea vieții aici, între noi, împreună cu noi. Astăzi aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră din faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 42 până la versetul 47, pătrunși de putere, dar Preocupați de perspectivă. Ne-am uitat acum două săptămâni la capi începutul capitolului 2 și am văzut momentul în care Duhul Sfânt i-a umplut pe cei 120. Am asistat duminica trecută la predica apostolului Petru, rostită cu atâta claritate și sub ungerea Duhului Sfânt, ca la sfârșitul predicii, 3.000 de oameni să se întoarcă la Domnul și să fie botezați. Și haideți să ne uităm acum la această biserică care e pătrunsă de putere și care nu pierde din vedere perspectiva, îi preocupată de viitor, de chemarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Deschideți, vă rog, împreună cu mine Biblia la Faptele Apostolilor, capitolul 2 începând cu versetul 42 până la versetul 47, ei, cei care s-au întors la Domnul în urma predicii lui Petru, formând prima biserică din lumea asta, da? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate de opște, își vindeau ogoarele și averele și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Iată aici o biserică dinamică, relevantă, care duce mesajul lui Dumnezeu pentru început în Ierusalim, ca apoi să treacă de granițile lui. Pentru că Duhul Sfânt care a fost revărsat peste creștinii adunați împreună în ziua cinzecimii îi va determina să fie preocupați de scopurile lui Dumnezeu enunțate atât de bine de însuși Mântuitorul în fapte 1 cu 8. Și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi ca să fiți martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile lumii. Vedeți dumneavoastră relația specială cu Duhul care acum locuiește în ei le dă puterea de a cultiva câteva practici care îi va ajuta să smulgă porțile religiozității iudaice care între timp a devenit moartă și a păgânismului care prin imoralitatea lui a vulnerabilizat viața umană și a deschis o nouă eră pentru Biserica Domnului Isus Hristos, era Duhului, când, într-o lume lipsită de speranță, prin Biserica Sa, Dumnezeu vine și aduce nădejde. Lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Primară este mai mult decât evidentă în cartea aceasta pe care o studiem duminică dimineața, Faptele Apostolilor. Impactul ei în societate fiind unul semnificativ. Filozofiile vremii, ideologiile și practicile sunt înlocuite de Evanghelia întrupată în primii credincioși. Și în ciuda persecuției și a marginalizării de care au parte primii creștini, lumea de atunci și până astăzi se va schimba din zi în zi sub influența Duhului Sfânt. O Evanghelie trăită în curăție și comunicată cu autoritate spirituală contaminează societatea, smulge sufletele oamenilor din împărăția întunericului stăpânită de diavol și le mută în împărăția dragostei Fiului Lui Dumnezeu. Noi înșine suntem aici, pentru că această Evanghelie ne-a străpuns într-o zi și nouă inimile. Ne-a născut din nou. Am fost spălați în sângele Domnului Isus Hristos. Am fost sfințiți. Am fost împuterniciți de Duhul Sfânt pentru a putea duce mai departe această Evanghelie până la marginile lumii. Așa că, la 25 de ani, putem să spunem cu toată ființa slavă Domnului că ne-a ales și pe noi. Să fim parte din acest plan extraordinar al lui Dumnezeu. Uitați-vă la viziunea Bisericii noastre. O comunitate, da, o familie, un context relațional, o comunitate de credincioși care sunt maturi în Hristos, care se maturizează, care cresc în umblarea lor cu Domnul, care este relevantă și care are impact în societate. Biserica primară se dezvoltă sub ochii noștri pe măsură ce citim Cartea Faptele Apostolilor. O vedem cum se maturizează, cum trăiește cu relevanță și cum transformă societatea. Și n-ai cum să nu te întrebi ce face o biserică ca aceasta să fie atât de puternică, care sunt practicile ei pe care am putea să le repetăm și noi, inspirați de ei. Pentru a continua să avem impact în societate. Și dați-mi voie să trec în revistă câțiva factori, șase factori, ce fac Biserica Primară să crească, să aibă perspectivă, să aibă impact. În timp ce sunt pătrunși de putere, rămân preocupați de perspectivă, de mandatul dat de însuși Mântuitorul. Mergeți! și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Iată prima practică, creșteau în maturitate spirituală. Versetul 42, primul verset pe care l-am citit. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Practicau, altfel spus, disciplinele spirituale, își consolidau credința, se maturizau, stăruiau, practicau cu consecvență. Patru lucruri care i-au ajutat să se maturizeze spiritual. Stăruiau în învățătura apostolilor. Încă din Vechiul Testament, Dumnezeu vorbește în Cartea Iosua, spunând: Cartea aceasta a legii: Să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să împlinești tot ceea ce este scris în ea. Credincioșii se strâng împreună, atât în slujbele publice, cât și în grupe mici în case, pentru a se maturiza ascultând cuvântul, citindu-l, memorându-l, studiindu-l. Pentru că este așa de important să ne înrădăcinăm viața noastră spirituală în adevărul revelat de Dumnezeu. Iisus spunea, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Există așa de mulți creștini astăzi în lumea noastră superficiali. Dacă nu supăr pe nimeni, aș putea să-mi permit să spun analfabeți din punct de vedere biblic, ucenicizați de social media, de curentele ideologice și filozofice, nu de adevărul Scripturii. Biserica primară stăruiește în învățătura apostolilor. Încă de la nașterea bisericii noastre, noi am ales o predicare expozitivă și studiu biblic expozitiv, carte după carte, paragraf după paragraf din Scriptură. I-am întâlnit, sau îi vom întâlni mai bine spus, pe credincioșii din Berea, o localitate unde se naște o biserică creștină. Aici, în Cartea Faptele Apostolilor, care aveau o inimă mai aleasă și după ce îl ascultau pe, pe, pe Pavel predicând, se întorceau acasă și pentru că nu aveau Biblia completă cum avem noi astăzi, pentru că Noul Testament nu era încă scris, aveau doar Vechiul Testament, prima parte a Bibliei, și studiau această primă parte să vadă dacă ceea ce spune Pavel este în acord cu Revelația lui Dumnezeu. Frumos exemplu! Așa că eu vreau să vă invit pe dumneavoastră să îi cereți lui Dumnezeu ceea ce mie mi-a plăcut foarte mult într-una din rugăciunile pe care tot o rostește și el spunea cam așa, Doamne, în timp ce însetăm după Tine și venim la Tine ca să stâmpere această sete, te rog, păstrează-ne încă însetați ca să putem continua să te căutăm pe tine. Și aș putea parafraza această rugăciune în contextul stăruinței în Cuvânt. Doamne, în timp ce ne adunăm aici, duminică de duminică, să ascultăm scripturile, în timp ce ne întâlnim în grupele mici unde frământăm Cuvântul tău, în timp ce venim miercuri seara să ne rugăm și apoi să ne întoarcem din nou la scripturi, din dorința de a ne hrăni sufletul nostru, te rog, ajută-ne să rămânem în continuare flămânzi de cuvântul tău, pentru ca acest adevăr să continue să ne transforme. Se maturizau stăruind în legătura frățească, adică în comuniune, în părtășie creștină. Cuvântul pentru părtășie este coinonia în limba greacă, care înseamnă a pune împreună. Doi sau trei pun ceva împreună. Noi ne-am adunat aici și punem ceva împreună. În primul rând, îl împărtășim pe Hristos, dar nu doar atât. Împărtășim visele noastre, ne pasă unul de altul. În 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 7, Biblia ne spune: Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie, comuniune unii cu alții, trăim în legătură frățească unii cu alții și este ceva extraordinar ce continuă versetul acesta și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Da, suntem împreună și noi alegem părtășia frățească să ne purtăm de grijă unul altuia, să ne rugăm unii pentru alții, să ne iubim, să ne susținem, să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce plâng. În al treilea rând, maturizarea lor este determinată de faptul că stăruiau înfrângerea pâinii, adică comuniunea în jurul pâinii și rodului viței, cina cea de taină, cina Domnului, care este de fiecare dată un moment de celebrare ce a făcut Hristos pentru noi la cruce. Dar în același timp este un moment de cercetare pentru că nu te poți apropia oricum de trupul și sângele Domnului. Și apoi, un alt mod în care ei se maturizeau, stăruiau în rugăciune. E foarte frumos să avem timpul nostru în odăiță, cum spunea Iisus, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, închide ușa după tine, roagă-te tatălui tău care vede ascuns și care te ascultă de acolo. Dar în timp ce avem timpul nostru cu Dumnezeu, ne adunăm împreună pentru a ne ruga împreună. Frați și surori, tineri, bărbați și femei, o biserică puternică este o biserică care se maturizează și care nu se oprește în procesul acesta. Și tot ceea ce îmi doresc este ca Dumnezeu să dea harul său bisericii noastre ca să continuăm maturizarea noastră. Și în timp ce noi ne maturizăm, să-i luăm și pe alții cu noi în acest proces al uceniciei. A doua practică, manifestau reverență. Erau plin de frica Domnului. Iată cum spune versetul 43. Fiecare, era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Pentru omul necredincios, frica de Dumnezeu se reduce la frica de judecata lui Dumnezeu, moartea veșnică, moarte care înseamnă despărțire pentru totdeauna de Dumnezeu. Altfel stau lucrurile pentru cel credincios. Pentru cel credincios, frica de Domnul este Reverență față de Dumnezeu. Iată cum spune Evrei, capitolul 12, versetele 28 și 29. Fiindcă am primit dar, o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc. Mistuitor. Da, este acel sentiment profund de respect față de Dumnezeu, de uimire față de măreția Sa. Acesta ar trebui să fie, aceasta ar trebui să fie trăirea noastră. În Proverbe, capitolul 1, cu versetul 7, ni se spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Dacă vrei să ajungi o persoană înțeleaptă, temelia este această reverență, această teamă de Dumnezeu. Până nu înțelegem cine este Dumnezeu, nu vom dezvolta această frică reverențioasă față de El. Nu vom căpăta adevărata înțelepciune. Mă uit câteodată cu, cu surprindere că unii îl tratează pe Dumnezeu ca pe vecinul de la parter. Discută, se raportează la El ca și cum îi unul are care printre noi. Asta este o înțelegere foarte nesănătoasă și nebiblică. În Deuteronom, capitolul 10, versetul 12 și apoi 20 și 21, Biblia spune așa, Ascultă, Israele, și dați-mi voie să muți spre biserica noastră acum, Ascultă, Biserica Emanuel, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău să umpli în toate căile lui să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău versetul 20 să te tem de Domnul Dumnezeul tău să-l slujești și să te alipești de el și pe numele lui să juri el este slava ta el este Dumnezeul tău. El a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari și grozave pe care le-au văzut ochii. Dar frica de Domnul este temelia umblării noastre cu El. Dar mă mut la cea de-a treia practică. Dăruiau cu generozitate nu le-a cerut Dumnezeu niciodată să facă ceea ce spune versetul 44 și 45, dar totuși ceva i-a împins să facă asta. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Da, mă repet, nu le-a cerut Dumnezeu niciodată să facă gestul acesta. Nu o să-l mai vedem de-a lungul cărții Faptele Apostolilor repetându-se vreodată. Dar ceea ce n-ai cum să nu observi este că un creștin autentic dăruiește și dărnicia lui poate lua forme extravagante. Da, dărnicia creștină este până la urmă un act al închinării credinciosului, care înțelege că tot ce are vine de la Dumnezeu și îi se închină Domnului cu darurile sale. Generozitatea în contextul Bisericii locale poate fi văzută ca manifestarea iubirii și dorința aceea de a sprijini viziunea Bisericii. Dragi frați și surori, ceea ce s-a întâmplat de-a lungul 20, celor 25 de ani este Dumnezeu care a lucrat. Dar cred că este ușor de realizat pentru oricine a plătit în viața lui măcar au dat o factură că tot ceea ce s-a întâmplat aici s-a întâmplat cu generozitatea credincioșilor. Și fără participarea dumneavoastră și a altora care au, care au ales să fie parte cu noi nimic din ceea ce se vede acum aici nu s-a întâmplat. Așa că un credincios adevărat nu practică zgârcenia, nu este limitat în generozitatea lui el va înțelege că a da zecea parte din tot ce are pentru lucrarea lui Dumnezeu este începutul a unei lucrări frumoase pe care Dumnezeu o face în viața noastră. Cea de-a patra practică. Participau activ la viața spirituală a comunității de credință. Versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Da, biserica se manifestă în mai multe forme. Este biserica împrăștiată de luni până sâmbătă, când întrupăm valorile împărăției lui Dumnezeu și comunicăm evanghelia prin trăirea noastră. Dar ne adunăm aici. Ne adunăm la slujbele noastre publice pentru a ne închina împreună pentru a ne zidi sufletește. Dar e foarte importantă participarea la viața spirituală a bisericii. Ce constat eu și vă rog să urmăriți lucrul acesta? Este că pe măsură ce bunăstarea oamenilor crește, aleg tot mai mult să petreacă duminicile în altă parte și nu în prezența comunității creștine. Cumva se ajunge la un grad de autosuficiență, dar eu aș vrea să vă invit să ne întoarcem la această practică atât de importantă a Bisericii Primare, a cincea practică. Se închinau prin laudă. Versetul 47, prima parte, ei lăudau pe Dumnezeu. Dacă nu te-ai întâlnit cu Domnul, dacă n-ai gustat iertarea lui, dacă n-ai avut parte de revelația sa, n-ai cum să înțelegi lauda. Dar în momentul în care a experimentat viața cea nouă și știi că numai Harul lui Dumnezeu te-a mântuit, în acele momente lauda va deveni o normalitate. Orice mântuit practică mulțumirea, lauda, închinarea. Cea de-a șasea practică. Întrupau Evanghelia. Avea o mărturie puternică, așa spune partea din mijloc a versetului 47, erau plăcuți înaintea oamenilor. Cel mai trist lucru este să fugă vecinii de tine pentru că ești credincios. Și ai un caracter urât. Și nu ești un om de cuvânt. Și nu ești un om drăguț. Și nu ești un om care să transmită pacea. Nu îi vei putea schimba. Vor fi oameni care, indiferent ce faci, vor rămâne cu prejudecățile lor. Dar dacă toți oamenii te ocolesc, dăm voie să spun că s-ar putea ca Evanghelia să nu strălucească în tine. Dar o practică sănătoasă a unui credincios este să întrupeze Evanghelia. Erau plăcuți înaintea întregului norod. În 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 15, Biblia ne spune ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Și care sunt rezultatele unei biserici care practică aceste lucruri? Uitați-vă cum se sfârșește versetul 47. Se multiplicau, creșteau numeric și calitativ și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Astăzi ne-am uitat cu plăcere și pe alocuri cu uimire la biserica primară, care este irezistibilă. Dar ceva din adâncul ființei noastre tânjește după a fi parte dintr-o asemenea biserică. Am privit la trecutul bisericii noastre prin video acesta Trecând în revistă în viteză foarte mare cei 25 de ani, și am celebrat credincioșia Celui care nu doar că ne-a mântuit, dar ne-a chemat ca să fim împreună cu El, lucrători, și să trăim pentru scopuri mult mai înalte, scopuri care țin de visul lui Dumnezeu pentru om, și care este acela de a umple pământul și într-o zi cerul cu fii și fiice de Dumnezeu. Vă amintiți ce am găsit când am studiat cartea Apocalipsa? Citesc doar un verset din capitolul 7, versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o gloată mare pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stăteau în picioare, care stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Da, acesta este visul lui Dumnezeu pe care a ales să-l împărtășească cu noi ca într-o zi prin slujirea noastră, prin viața noastră, prin trăirea noastră, prin proclamarea pe care o aduce biserica Domnului nostru Isus Hristos, pământul și cerul să fie populate cu fii și fiice de Dumnezeu. Dați-mi voie să vă adresez o întrebare în această zi. Ești tu parte a bisericii lui Isus Hristos? Ai fost tu mântuit? Ți-au fost iertate păcatele în urma pocăinței tale? La numărul Bisericii lui Hristos poți fi adăugat. Și tu poți să faci din Isus Hristos mântuitorul tău și păcatele tale pot fi iertate și sufletul tău poate fi eliberat. Și tu poți să fii în marea familie a Domnului Isus Hristos vreau să te invit în această zi, nu pleca acasă fără să faci pasul acesta. Dacă ești deja partea Bisericii lui Isus, nu pierde niciodată din vedere marea resursă pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție. Astăzi ne amintim că Duhul Sfânt este disponibil pentru oricine. Pentru că făgăduința aceasta, revărsarea Duhului, este pentru toți. Spune Apostolul, Pavel în ziua, Apostolul Petru în ziua cinzecimii Peste copiii voștri, peste copiii copiilor voștri Și în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu Pentru toți este disponibilă această resursă Și cu această resursă, plin de Duhul Sfânt Vei putea fi parte a viitorului de dorit Pe care Dumnezeu îl are pregătit pentru biserica sa Așa că te invit în această dimineață Trăiește cu consecvență practicile bisericii primare continuă să trăiește în învățătura apostolilor, în părtășia creștină, participând la Cina Domnului cu regularitate și la rugăciunea comunitară, fii umplut de Duhul Sfânt botezat cu Duhul, dar dăm voie să mai dau ceva și în frica de Domnul care te va păzi de păcat. Fii generos Dă Domnului cu bucurie că tot ce ai vine de, la, vine de la El. Participă cu regularitate la viața spirituală a bisericii. Cultivă lauda, atât individual cât și corporativ. Și Dumnezeu te va vindeca când vei învăța lauda de nemulțumire, de cârtire și îți va alinia inima cu inima lui Hristos. Așa că trăiește ca martor al lui Hristos, întrupând valorile împărăției sale în lumea asta care are nevoie disperată de speranță. Și când vom face lucrul acesta, să nu uităm ce face Dumnezeu. Domnul adăuga în fiecare zi la numărul celor ce erau mântuiți. Și în Galați mai sunt atâți oameni care sunt nemântuiți. Și noi suntem chemați să ducem Evanghelia către orice gălățean. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și haideți să rostim o rugăciune acum. Vă invit să vă ridicați în picioare. Haideți să-i cerem Domnului ca adevărurile acestea să fie parte a vieții noastre. Uniți-vă cu, uniți cu mine în această rugăciune. Doamne, ce har, ce bogăție găsim în Tine, Doamne. Toate acestea, atunci le-ai descoperit prin Fiul tău, Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai făcut și pe noi partea Bisericii tale. Îți mulțumesc că ai revărsat Duhul Sfânt nu doar pentru ei atunci, în ziua cinzecimii, ci resursa aceasta este pentru noi, pentru Biserica ta. Și, Doamne, în timp ce stăm aici adunați, conștientizăm încă o dată că avem nevoie de tine. Și te rugăm în numele Domnului Isus Hristos, toarnă Duhul Tău cel Sfânt peste Biserica Emanuel. Bărbați și femei, tineri și copii, Doamne, de aproape sau de departe, ne-am adunat în locul acesta și te rugăm, umple-ne cu Duhul Tău. Haleluia! Îți spunem că avem nevoie de Tine. Îți spunem că depindem de tine. Doamne, dacă sunt în locul acesta oameni care n-au experimentat iertarea păcatelor, te rugăm frumos, dă-le harul mântuirii tale. Ajută-i să se întoarcă la tine cu toată inima. Să mulțumim, Doamne, pentru ceea ce Tu faci zi de zi în viețile noastre. Să mulțumim. Să-ți mulțumim pentru credincioșia ta de-a lungul celor 25 de ani. Îți mulțumesc atunci când am fost în văi adânci. Tu nu ne-ai părăsit. Ne-ai purtat de grijă. Privim în urmă și tot ce putem spune este slăvit fie numele tău. Ai fost Credincios. Și bazându-ne pe caracterul tău și pe promisiunile tale, alegem să trăim pe mai departe pentru tine, bucurându-ne de această credincioșie a ta în fiecare aspect al vieții noastre. Ne închinăm și te binecuvântăm pe tine, pe tine cel care rămâi credincios din viac în viac. Amin.